ce moale și pufos este. Ia uitați. Așa. Bol. Și de un tel, unde vom mix, amesteca toate ingredientele și vom pune. Indiferent că puneți făina sau ouăle la început, zahărul, oricum le amestecăm pe toate. Deci nu este o regulă. Le punem pe toate și apoi le amestecăm. Și vom pune 3 ouă. Apoi, deci peste 3 ouă vom adăuga zahărul brun sau zahărul normal, zahăr, 95 de zahăr, un praf de sare, așa, un prăpușor de sare, ia uitați, așa, așa mai aproape. Praful de copt o să-l punem la urmă. Vom adăuga și uleiul. Și făină. Și o fiolă de esență de rom. Nu, de vanilie. Deci în blat punem vanilie și în cremul să punem rom. Și am să pun în blat esența de vanilie, o fiolă. Așa. Și acum le amestecăm pe toate. Le amestecăm pe toate. Încet, încet. Așa. Și cum am mai spus, secretul la acest blat, ca să iasă pufos, trebuie să fie topit bine, bine, bine zahărul. Așa. Vedeți? Așa, și acum îl dau deoparte între timp și dau așa deoparte. Și praful de copt o să-l punem la urmă, îl dau deoparte. Aici îl mai amestecăm puțin și să tapetăm forma noastră cu puțin ulei și cu o hârtie de copt. Așa, dau deoparte. Aici am forma, deschid cuptorul. La 180 de grade, circa, o să lăsăm circa o jumătate de oră, o să este puțin mai înalt. Cu cât este mai largă forma, durează mai puțin timpul de coacere. Așa, și acum, un pensonaj, voi unge în interior. Deci are 18 de diametru deasupra și circa 16 de desubt. Voi tăia în cerc. Să ne aducă înapoi foarte și vom tăia cerculețul nostru. O să vedem dacă am făcut bine. Și punem aici pe foc. Așa. Voi împărți această hârtie în 4 trapeze.
vedeți? O voi împărți și în două și apoi voi face 4 trapeze. Deci o latură mare și una mică. Și voi tăia așa. Când îl desfacem, vor ieși 4 trapeze. Și voi tăia și face de jos. Acum le vom lipi pe forma noastră. Aici le vom pune cu partea mai mică în jos. Le unim. Având în vedere că am pus, cred că le-am făcut prea înalte forma, voi tăia și surplusul. Mai amestecăm o dată în zahărul, s-a topit. Ia uitați cum arată, vedeți? Fină, fină este acum. Așa. Și nu se mai simte zahărul. Amestecăm așa bine. Nu uităm să punem și praful de copt la urmă. Așa. Și amestecăm. Deci să nu uităm să punem praful de copt. Amestecăm bine și punem în tava noastră, în forma noastră. Și punem în formă. Vedeți cât este în formă? Este cam de două degete. Două, trei, cam așa este compoziția. Vom da la cuptor, pentru că din această compoziție o să-mi iasă așa un tortuleț înalt cât această formă. Deci blatul o să crească puțin și cu crema o să avem așa un tortuleț. Bună ziua, Ana Maria! Să vedem. Bună ziua, Elena! Bună ziua tuturor și bine ați venit! Dăm la cuptor 180 de grade. Eu am deschis doar de desubt. Este electric cuptorul. Așa, și-l dau la cuptor circa 25 de minute, 30. O să încercăm cu scobitoarea. O să vedem. Este gata. Este mai închis la culoare, că eu i-am pus zahăr brun. Așa. Să văd și în mijloc aici. Așa. Vedeți cum a ieșit mic, micuț. Așa arată blatul. Blatul nostru. Mâine îl lăsăm să se răcească. Mâine am să-l tai în trei. Și îl tăiem așa în trei. Este închis la culoare pentru că este făcut cu zahăr brun. Cine a văzut directul de ieri. Așa, și să mai tăiem încă o dată în două. Așa. Și vom face trei straturi. Ia uitați cum arată. Este moale. Așa. Și să întoarcem să tăiem și partea de jos. Așa.
Și o dăm deoparte. Avem aceste trei straturi și o să le punem imediat, o să le însiropăm. Așa, acum